Bună ziua, dragii mei telespectatori, puterea dragostei, bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui. Și acum să începem, dar nu înainte de asta, s-ar putea în seara asta la 19:30 să ne întâlnim pe live-ul telespectatorilor și să discutăm despre emisiune și despre Survivor. Pentru cei care nu știu, canalul meu de YouTube se numește Laura, părerea telespectatorilor, puterea dragostei, unde acolo noi telespectatorii ne întâlnim și discutăm despre Survivor și puterea dragostei. Iar acum să începem. Deci vă aștept în seara asta, s-ar putea mai mult ca sigur, apăsați pe clopoțelul roșu, abonați-vă să vă notifice că nici eu nu știu ce se mai întâmplă pe parcursul zilei. Dar sper din tot sufletul să pot ajunge în timp până în 7:30 acasă, să pot intra pe live cu dumneavoastră. Îmi este tare dor de voi și vreau să vă aud părerile și mai ales de Survivor. Și acum să încep. Ieri ce văd că vine Nikos și cu Meda, se întorc în emisiune. Bineînțeles că am apucat cam o jumătate de emisiune, 3/4, să înțelegem ceva. Să nu mai urle Maha la Jack. Și ce vedem? Că Nikos o acuză pe Maria, care avea acasă copil și iubită. Maria a infirmat tot că nu este adevărat și a spus foarte corect: dacă vreți, merg la medic și veți vedea că n-am avut nicio naștere. Cam asta a vrut să spună Maria. Nikos, din punctul meu de vedere, tu ți-ai pierdut foarte mult din demnitate pentru că încep să acuzi în momentul când cineva nu este de acord cu tine, cum a fost Maria și l-a retras pe Marinescu de lângă tine, ai început să o ataci foarte, foarte urât pe Maria. Și asta nu ți-a adus decât plecarea din casă și ai căzut în disgrația telespectatorilor. Nu se face așa. S-au răzbunat concurenții pe tine, votând-o pe Meda, dar și stafful au luat măsuri și, pe bună dreptate, aici chiar vă dau dreptate, nu se poate ca un concurent să vină și să vă facă legea. Bine ar fi să faceți cu toți la fel. Deci, Nikos, din start, foarte, foarte urât ai procedat, de asta ai și pierdut și crede-mă că pe viitor, în viață, dacă te vei comporta ca în emisiune, nu vei avea niciun sort de izbândă. Ce-am mai văzut? Că Romeo începe să ia partea, apărarea lui Marinescu și spune că este foarte îndrăgostit de Maria. Între timp se deschide, deci bravo ție, Romeo, am văzut acum, sper că ți-ai dat cu reveneală și așa îmi place. Măi, când greșește, indiferent că e Marinescu, indiferent că e Maria și aveți argumente și aveți dovezi concrete, bravo vouă, onoare vouă. Asta înseamnă să fii un bărbat sau o persoană, fie femeie, fie bărbat, cu o coloană vertebrală, cu principii de viață sănătoase și spuneți: măi, nu-mi place, dar argumentați, nu cum face Cazii și cu Andrei, o să ajung și la ei, argumentați. Bravo ție, Romeo, sper să o ții așa și să fii imparțial, nu-mi doresc să ții cu nimeni și să fii corect, ceea ce văd și la Marinescu. De asta și vorbesc de bine de Marinescu. În momentul când a greșit, l-am taxat pe măsură, cred că v-ați convins, faza și cu tortul și când a râs de comănici, că mai sunt câteva persoane care nu înțeleg ceea ce fac eu aici, e strict problema lor, n-am cum să le bag să le bag înțelepciune, că nu mai știam să spun, înțelepciune în creier. Asta e, fiecare, suntem cinci, avem din cinci degete la o mână, niciunul nu se potrivește, așa că fiecare cu părerea lui. Ce-am mai văzut?
că se aduce subiectul cu aia. Și, bineînțeles, referitor la aia că, vezi, Doamne, îl caută pe Marinescu. Măi, aia, acum aflăm că, de fapt, ce spune Nicos, că și mama ta l-ar vrea pe Marinescu. Marinescu a spus că părinții lui nu ar fi vrut în viața lor să fie Marinescu cu tine. Tu tot n-ai înțeles că Marinescu, dacă s-a apropiat în perioada aia de tine, s-a apropiat pentru că era tăblița. Și n-avea altă variantă. În momentul când a intrat Maria, deja, la revedere, s-a dus cu tine și cu tine și cu Mariana, bineînțeles, că s-a folosit. Că altă alternativă nu avea. În momentul când a intrat Maria, deja este genul lui de persoană. Și bravo, chiar se potrivesc, deja cam și la Maria detaxat anumite chestii, dar voi ajunge să închid subiectul ăsta. Așa că aia, bine ar fi să-ți dai cu reveneală și să nu te mai crezi atât de importantă și atât de frumoasă, că Marinescu ți-a spus pe față că s-ar fi făcut de rușine să facă cuplu cu tine. Și cred că asta a fost cea mai adevărată vorbă și cea mai urâtă situație în care te-a pus. Ca să-ți scoată aerele și fițele, pentru că tot timpul tu o acuzi și o ataci pe Maria cu chestia asta. Ți-a demonstrat încă o dată. Ce am văzut? Am văzut că Andrei a început să țipe și n-am înțeles un lucru. Păi dacă a venit pentru tine, cum vorbește el pe net cu alte fete? Dragii mei telespectatori, de aici să ne dăm seama că acest Andrei este un mare pervers, că nu o iubește pe aia și, pe bună dreptate, nu prea ai ce să iubești la fata asta, decât golănii și vagabonțeli vedem la această aia. Dar n-am înțeles de ce se ia de Marinescu fără motiv. În primul rând, măi Andrei, ăsta care ai venit bombardier din carton, spui că te cunosc bărbații șmecheri și cu stofă. Tu ne-ai demonstrat în această emisiune, în momentul ăsta, că nu ai stofă, că nu ai bun simț și că nu ai respect. Atâta timp cât tu vorbești, că am văzut poster pe Facebook, tu vorbești cu alte femei, pentru ce sar tu pentru aia? Vrei să fii pe cameră? Păi, drag Andrei, dacă aveai stofă și erai bărbat cu o coloană vertebrală, abordai altfel problema. Dar vezi că ceea ce faci tu și Cazi, vezi fi pe urmele lui Nicos. Nu se procedează așa și, în primul rând, ne demonstrați că sunteți băieței cu mustață și fustiță. Nu aveai niciun drept să te iei de Marinescu. Marinescu, dacă erai un bărbat adevărat, îți spuneai femeia la punct. Dar se vede cu ochiul liber că aia te pune pe tine la punct și George. Te mai supere Andrei că te face Marinescu cățeluși. Tot internetul te face. Deci nu doar Marinescu. Tot internetul, deci ne-ai demonstrat tuturor că nu ești bărbat și că nu ai coloană vertebrală și te lași manipulat de George și ești râsul aiei. Aia a recunoscut că i-a trebuit 2 minute cât să te facă să sări pe Marinescu. Și nu faci altceva decât să-ți denigrezi imaginea și să-ți primești un mare hate și să ne arăți că ești băiețel cu mustață și fustiță. Fă-te de râs în continuare, e strict problema ta și nu mai te enerva, știi de ce? Nu de alta, dar te bâlbâi. Te bâlbâi, ești limbut. Și se vede urât. Se vede urât ca bărbat. Mă, când ai o femeie de-aia adevărată, tot respectul. Tot respectul, dar femeia aia adevărată niciodată n-o să atace un bărbat. Cum a și spus, Marinescu a vrut să scoată în evidență că gata să se oprească toate discuțiile la adresa lui și aia, pentru că o supără pe Maria. De bun simț, adevărat bărbat. Și ce spune aia? Că eu pun când vreau. Atunci trebuia să fii tu bărbat și să-i spui a ei. Păi, din moment ce bărbatul ți-a spus că nu mai vrea să te bage în seamă, ce cauți tu să spui că nu, e, că nu pui punct? De aici ne-a demonstrat aia că nu se folosește și ea de tine și tu de ea. Deci sunteți fake amândoi. Nu mai spuneți că ați venit, că tu, Andrei, ai venit pentru ea și că ea te iubește. Nu. Dacă te iubea, tăcea din gură și spunea, da,
Îți mulțumesc frumos, sper că ai înțeles, așa făcea o fată cu minte, sper că ai înțeles foarte bine să se pună punct și să terminăm odată. Dar nu, ea era țanțo și cum adică? Păi să înțeleg, aia că-ți pare rău că nu te mai bagă Marinescu în seamă? De aici asta ne-ai demonstrat, că ești geloasă pe Maria și că vrei atenția lui Marinescu. Iar pămpălică ăsta Andrei n-a înțeles ideea. Dar asta e, n-am ce să-i fac. E problema lui. Arată-ne, Andrei, ce poți. Te lupți și nu mai te spăra că te face cățeluș. Că ești cățeluș de la înlesă și cu bodniță pusă. Urât. Mi-e silă. Ce-am mai văzut? Am văzut că și Cazi. Și în Cazi s-a umflat tălța. Măi, Cazi, voi n-ați înțeles un lucru. Că dacă țipați și urlați și sunteți mai tralala așa, nu veți fi plăcut de public. Măi, vorbiți. Da, aveți argumente. Vorbiți logic. Nu urlați și nu țipați aiurea că nu faceți altceva decât să ne arătați că n-aveți creier. Și că mintea voastră este îngustă și că vreți decât să stați pe camere, dar faza e că veți sta pe camere prost. Nu veți fi plăcuți de public. Nu știu, tu ai o problemă gravă, Cazi, ai dublă personalitate, nu știu ce se întâmplă cu tine. Ești schimbător, acum râzi, acum... Și apropo, vezi când vorbești pe tine, te dor mâinile. Că tu vorbești foarte mult cu mâinile. Tu gesticulezi foarte mult. Nu te dor mâinile. Fă-te de râs în continuare și arată-ne că n-ai bun simț și n-ai respect. Și am mai văzut o chestie, dragii mei telespectatori. Măi, Cazi, tu râdeai de Marinescu că se pipăie și că se mângâie și ia bani? Păi am auzit că ești stripper. Cum facem? Iar de ciop de oală spartă? Măi, mă, să vă fie rușine, hai că la o femeie mai înțeleg, că aia e, așa e femeia construită. Dacă a bărbat să râzi și tu să faci la fel, lasă-o, lasă-o mai moale că te-ai făcut de tot râsul. Asta e, făceți-vă, arătați-ne ce puteți și noi vă taxăm în funcție de ce faceți voi. Noi nu vă cunoaștem. Noi ce vedem la televizor, ce faceți voi în această emisiune, ne dăm cu părerile. Și ce ai făcut tu, Cazi, crede-mă că de când ai intrat, cred că ai febră musculară la mâini, tu când vorbești, dansezi și ești complet pe din afară, n-ai nicio logică. Nicio logică. Și nu ai dat dovadă că ești bărbat rațional. Ești paralel, ești undeva prin aer. Alexandru, din punctul meu de vedere, îmi pare rău să spun, eu aveam o părere foarte bună despre bărbații fecioară, că sunt foarte asumați și fecioarele, eu fiind fecioară, tind spre perfecțiune. Iar la tine, Alex, văd o mare, mare falsitate, ești debusolat, total. Nu știi cum să faci în emisiunea asta ca să fii pe placul concurenților și pe placul telespectatorilor. Încearcă să-ți pui ideile cap la cap. Bine că a plecat acum Nikos și vom vedea cum gândești să nu mai fii influențat. Fecioarele de fel nu prea sunt influențate. Influențabile nu se lasă. Dar văd că tu faci excepție de la regulă. Sper, acum că a plecat Nikos, să începi să spui mintea la contribuție și să judeci cu propriul tău creier și să ne demonstrezi că ai coloană vertebrală. Ce-am mai văzut, dragii mei telespectatori, a fost emisiunea destul de liniștită. Andrada iar a început să țipe și să urle. Asta Seia a început să se jicnească cu mașina de spălat, cu rufe, urât, urât. Măi, Seia, țin să spun că nici tu nu ești departe de Andrada și Andrada știm că are un caracter foarte urât și cred că și tu l-ai. Nu știu de ce îmi lași impresia asta, că și tu nu ești ușă de biserică și ești și tu mahalagioică. Andrada, am văzut că începe să înjure precum birjarii, să înțeleg că ai ceva în pantaloni, e problema ta, de aici să vedem cât de domnișoară și cât de manierată ești. Ce vedem? Vedem că
Alexandra cu codruț, care a început iar să urle și să țipe, nu s-a mai înțeles absolut nimic. Ea este acum încă geloasă și e certată cu codruț, dar îl îmbrățișează tot timpul, tot timpul ăla o pipăie, tot timpul ăla o ciupește. N-am înțeles, de aici să vă dați seama că este un cuplu fals. Am mai văzut o fază când Mariana s-a dus la codruț, ea s-a dus, că ea era certată cu codruț, dar de fiecare dată în gală o îmbrățișează la și mai atinge sânii, o mai ia pe la spate, în sfârșit. S-a dus Alexandra să o gonească pe Mariana de acolo, că nu se apropie de codruț. Măi, Mariana, mă, nu mai faceți chestii de genul ăsta. Cum să-i luați pămpălică? E jucăria ei, e cățelușul ei. Ea nu vrea să-l dea. Cu cine să mai facă ea materiale? Cu cine să mai facă ea pe geloasă? La cine să mai țipe și la cine să spună că intră în... Apropo, am văzut că a intrat în, acum două zile, în grădină cu Cazi, să-l învețe pe Cazi ce face el cu Andrada și ce simte pentru Andrada și ăsta... Codruț trebuia să intre peste ei în grădină și să facă show, să se ia de Cazi. Dar ăla, dacă nu-l duce cap, a vrut să ducă în casa fetelor și s-a enervat ea și a început să țipe, că a văzut că nu a intrat să se dea la Cazi, că ea de asta îl instigă și îl ține pe Codruț, ca să fie prostul ei și să îl instige și la violență, să vorbească urât, să aibă cu cine să facă materiale și cu cine să fie pe cameră. Și dacă ne aducem aminte, faza care a făcut-o cu Mariana acum cu Codruț, a făcut-o și cu Andreea, cu Aian, când George s-a dat la Aian și Andreea a vrut să ducă la Aian, iar ea l-a agonit-o pe Andreea că Aian este al ei, dar ea era certată. Ea nu suportă să iei cățelușii. Ea are nevoie de ăștia mai prostuți. Ea, de fapt, ar fi vrut și pe Romeo, dar Romeo e prea bun. E bărbat și nu s-ar fi lăsat umilit și călcat în picioare de astfel de specimen. În schimb, Codruț, ea îi spune că nu-l suportă și că e scârbă, el spune, nu, o să mă iubești. De aici să vă dați seama cât de falși sunt și Codruț vorbește afară cu Diana. Asta e, dragii mei telespectatori, emisiunea asta s-a transformat într-un circ total, în cupluri false, cap-coadă, la Maria. Maria, ce-am observat, devii foarte posesivă și asta nu-ți face deloc bine, mai mult ca sigur Marinescu nu o să-ți accepte foarte multe chestii care tu le vrei să... punctează atunci când trebuie și lasă-l să își facă treaba, că și-a făcut-o bine până în momentul ăsta, în emisiune. El s-a luptat cu toată casa, singur, iar tu acum ce vrei să faci, ce văd eu, dragii mei telespectatori, văd că vrei să-i pui bodniță. N-ai să reușești, asta ți-o garantez, cu Marinescu. Marinescu este genul de bărbat care, în momentul când nu-i convine, el vorbește. Și dacă femeia de lângă el nu este la sentimentul lui și se vede că este rațional și că pune problema corect, începe să se îndepărteze de tine, chiar dacă îi place de tine, chiar dacă a început să aibă sentimente pentru tine. Asta ți-o spun din propria mea experiență. O femeie când este foarte posesivă, cât de iubit ar fi, fugi de ea ca dracu de tămâie. Încearcă să-ți dai cu reveneală, încearcă să-l lași pe Marinescu să fie bărbat, nu încerca să-i pui bodniță lui Marinescu, că n-ai să reușești. Asta e ca un sfat, tu fă ce vrei, dacă nu simți și nu poți să te abții, Marinescu nu este genul de bărbat care se lasă călcat în picioare și pus la colț de femeie, chiar dacă o iubește. Asta e, tu fă cum consideri și e problema voastră, dar în ritmul ăsta vă garantez că nu veți fi împreună. Vă garantez asta. Din ce am văzut, tu cam încerci să pui monopol pe el și n-ai să reușești. Vom vedea, asta e părerea mea de moment. Sper să-ți dai cu reveneală și să înțelegi că sunteți într-o competiție și că el este bărbat. Și tu ar trebui să-l susții
din toate punctele de vedere și să ai rolul tău de femeie, iar el să fie capul familiei. Chiar dacă noi femeile de multe ori avem dreptate, asta spun din propria mea experiență, în societate cuvântul îl are bărbatul. Acasă, în spate, pot să-i spun, știi, era bine să fi spus așa. Asta îți spun din propria mea experiență cam atâția ani de căsnicie și crede-mă că doresc la toate fetele. Căsnicie care o am. Ce-am mai văzut? Am văzut că prezentatoarea nu i-a atras atenția Alexandrei, care a răgușit la cât a țipat sâmbătă, deci nu mai are voce. Nu s-a mai înțeles nimic din emisiune când s-a activat Alexandra. O duce acum că Alex e gelos, n-are nicio treabă Alexandru cu tine. Nu s-ar uita Alexandru decât pentru emisiune, pentru că de asta spun că nu este asumat, face și el să aibă materiale. Și ce văd? Văd că doamna prezentatoare, Cristina, îl cheamă pe Codruț să stea cu capul pe pieptul ei, lui, să-l consoleze. Doamna prezentatoare, păi ne-ați arătat că vă face plăcere să vorbiți cu Codruț. Și acum văd că vă place să stați și la pieptul lui Codruț. Doamna prezentatoare, până la dumneavoastră noi n-am văzut așa ceva. Sunteți unicată, pe cuvântul meu de onoare, sunteți unicată. Deci începeți să-mi întăriți ceea ce cred. Că dumneavoastră vă face plăcere să vorbiți cu genul ăsta de bărbați și să mai vă pune și cu capul pe pieptul lor. Să-i mai cumpătimiți. Să ne aducem aminte că erați foarte încântată și vă străluceau ochii când vorbeați cu Achebono. Văd că acum aceeași atitudine o aveți și cu Codruț. Să înțeleg că vă plac bombardierii, doamna Cristina. Serios? Deci nu. În primul rând, vă stricați imaginea. Să aveți plăcere să vorbiți cu astfel de oameni. Să vă atingeți de astfel de oameni înseamnă că vă plac. Și atunci să mă ierte Dumnezeu. Să mă ierte Dumnezeu. Asta e, faceți-vă de râs în continuare. Că am văzut, sunt grupurile pline de îmbrățișarea și consolarea dumneavoastră către Codruț. Și de aici ne arătați că sunteți părtinitoare. Și că nu sunteți corecte. Și n-am auzit să-i atrageți atenția Alexandrei, care are gușit de cât a urlat, că ea nu mai vorbește, ea nu știe să vorbească, ea urlă. Și ce am mai văzut acum, dragii mei telespectatori, că s-a activat găina de asta, sticle goale cumpărăm, Adriana. Și că începe, a vorbit ea să rățoia și n-am înțeles nimica, că la un moment dat am văzut-o pe Alexandra, că au pus turcii camerele pe ea și ea râdea decât se... prostea aia și țipa și nu înțelegea nimeni că doar ea țipa. Și apropo, Adriana, nu mai țipa, nu ți-e frică că îți sare piercingul din limbă când țipi? Ai grijă că s-ar putea să avem vreo problemă. Mă, nu mai țipa, mă. Mă, nu mai urla, mă, că n-ai niciun argument, n-ai nicio logică în tot ceea ce spui, ești paralelă. Mai bine tăcei. Vrei acum? Bine ți-a spus, George, cine poate să vorbească cu tine? Că tu din 10 cuvinte, 8 sunt jigniri. Tu nu știi să porți o discuție coerentă de o domnișoară și elevată. Nu ai cum. Nu ai cum, că n-ai termeni în vocabular. Asta e. Și ce-am mai văzut, dragii mei telespectatori, nu știu dacă i-ați luat seama Alexandrei, când se certa pe televizor cu George sau nu mai știu cu cine, cu Marinescu, se lamenta ea acolo și urla, dar a rămas fără voce. Ce poziție de domnișoară avea? Am zis că joacă barbut. Deci eu așa am văzut-o. Măi, fetiță, mă, n-ai nici poziție de doamnă și mai te consideri femeie și te mândrești că ești ca toți bărbații. Da. Da, chiar ești ca toți bărbații. Dar asta ți se și spune, Naomi, oare de ce? Oare de ce? Nu din cauza asta. Asta e. Tu n-ar trebui să stai cu femei. Sau poate îți plac femeile, nu știu. Că prea ai atitudine de asta bărbătească. Ferească Dumnezeu! Ferească Dumnezeu! Poate te-ai reprofilat, că văd că ai numai de astea, de jargoane, de barbugim. Și ce-am mai văzut, dragii mei telespectatori, că acum
mai intră un băiat care o cunoaște pe Alexandra. Dragii mei telespectatori, nu știu despre cine este vorba, am înțeles că e prieten cu Jador. Vom vedea. Dacă mai intră și ăsta, și ăsta a fost iubitul Alexandrei, deja emisiunea se va numi Mahalaua Alexandrei și iubiții Alexandrei. Mă, dacă-s bărbații, mă, fetiță, mă, mă, căți! Și acum vedem că și Cazi începe să dea în ele. Cazi, din câte am înțeles, a stat cu tine în casă. Deci, l-ai trecut pe listă, nu? E și el la numărătoare. Asta e. Dragii mei telespectatori, aici închid acest vlog. Vă doresc o săptămână minunată și ne vedem în seara asta, dacă am timp, la 19:30. De asta spun, abonați-vă și apăsați pe clopoțel să vă notifice pe telefon când intrăm pe live-ul telespectatorilor. Vă pup cu drag a voastră, Pandele Laura. La revedere, o săptămână minunată tuturor!